găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Menopauza, caracteristicile acestei transformări fiziologice a femeii, care sunt simptomele și ce tratamente se recomandă? În partea a doua a materialului privind acest subiect. Dezechilibrul sistemului de reglare în câmp energetic al corpului, neplăcerile pe care le provoacă și metodele medicinei energoinformaționale de readucere a organismului în bioritmul din care a ieșit. Menopauza, acea etapă din viața femeii care trece pragul vârstei de 45 de ani, ce presupune o transformare fiziologică permanentă și irreversibilă. Este o trecere care le sperie pe multe femei, o trecere care este percepută ca o pierdere iremediabilă a feminității. Este și motivul pentru care multe femei încearcă să amâne pe cât posibil intrarea în această etapă fiziologică. Medicii spun însă că există pericole în amânarea artificială a menopauzei, că este bine să lăsăm viața să-și urmeze cursul firesc și că, pe lângă neplăceri, menopauza are și părți bune. Caracteristicile menopauzei, simptome, tratamente. Cu detalii, dr. Marian Iliescu, medic primar, obstetrică, ginecologie, oncoginecologie și senologie, în partea a doua a materialului privind acest subiect. La acest tablou se mai adaugă și unele balonări, cum spuneam, anumite fenomene vegetative, dar ca să fie confirmate, trebuie însoțite de câteva investigații foarte simple. În primul rând, o analiză de sânge care ne arată valoarea gonadotropilor, hormonilor din hipofiză care stimulează ovarele, care atunci când este o menopauză adevărată, cresc foarte mult și asta ne poate permite să spunem această femeie a intrat în menopauză și nu se mai poate prelungi starea fiziologică de până acum. În sfârșit, o altă investigație care a devenit de rutină și care este foarte valoroasă este vorba de ecografia transvaginală, care ne arată un endometru foarte subțire și, de asemenea, ovarele care au involuat mult și care nu mai prezintă foliculii aceia unde se fabrică ovocitele și care reprezintă, de fapt, imaginea fertilității ovariene. De fapt, acești foliculi dispar cu câțiva ani buni înainte, deci femeia devine infertilă mai înainte de a intra complet în menopauză. Aceste investigații de obicei sunt suficiente pentru a pune diagnosticul de menopauză adevărată. Dacă ar fi să examinăm o femeie care a intrat în menopauză, sunt câteva efecte negative care se pot observa imediat. În primul rând, atrofierea sânilor și a organelor genitale. Cu această ocazie, de exemplu, o ruptură de perineu, să spunem, pe care femeia o are de la nașterile care le-a avut de-a lungul vieții, care aveau mai mult sau mai puțin fenomene de incontinență de urină, când se instalează menopauza, din cauza atrofiei, această incontinență devine manifestă și foarte supărătoare și de obicei determină femeia să ia o atitudine și să se opereze. Chiar și femeile care au născut prin operație cezariană fac uneori o atrofie și un prolaps al organelor genitale atât de mare încât să necesite intervenție chirurgicală mai puțin decât cele care au născut pe căi naturale. Bineînțeles că aici intervin și alte fenomene de care menopauza nu este străină, și anume osteoporoza corpurilor vertebrale, care iarăși pot crea anumite dereglări în sistemul reflexului de micțiune și care poate contribui de asemenea la apariția incontinenței. Vaginul devine atrofic, mucoasa își pierde elasticitatea și de aici nu de puține ori apar fenomene de dispareunie. Astea ar fi cam
cele mai frecvent întâlnite modificări negative induse asupra organului genital și pe care femeia le percepe și care îi pot produce o suferință. Sigur, pot apare manifestări și în sfera celorlalte organe, de exemplu, suferințe cardiovasculare care până atunci nu erau cunoscute. După aceea este foarte bine cunoscută creșterea ponderală, care este mult mai frecventă și mai ușor percepută și mai greu de corectat la menopauză. Adică o îngrășare cu câteva kilograme în primul an de menopauză este aproape regula. Bineînțeles că aici contează foarte mult și stilul de viață. Mai mult decât atât, o îngrășare specifică într-o anumită zonă, în zona abdomenului, a șoldurilor, care este acea grăsime căreia îi se spune grăsimea patologică, grăsimea care induce niște modificări metabolice la femeie. Un alt efect oarecum colateral este și apariția diabetului de tip 2, care evident că nu la toate femeile, dar anumite femei care au avut această formă de diabet necunoscută sau subclinică, la menopauză are șanse maxime să devină manifestă. Există și câteva efecte pozitive, ca să zicem așa, și anume tumorile benigne de sân, fibroadenoamele pe care multe femei le cunosc și care le duc toată viața, la menopauză se atrofiază, uneori nici nu se mai simt. De asemenea, fibromatoza uterină, nodul fibromatos care știa, la menopauză, lipsind stimulul hormonal, se atrofiază, uneori chiar dispar. Și mai este acea boală care produce atâta suferință și despre care am mai vorbit, și anume endometrioza, care la menopauză se vindecă. Se vindecă în mod miraculos. Să vedem ce facem cu această menopauză, care este foarte diferită de la caz la caz. Sunt femei care intră foarte ușor în menopauză, pe nesimțite, aproape aș putea să spun, și care nici nu reclamă și nici nu avem de ce să-i recomandăm un tratament. Decât cu ocazia unei vizite periodice la ginecolog, evident că se discută despre asta și sunt anumite lucruri care, chiar dacă simptomatologia a fost nezgomotoasă, trebuie totuși făcute, cum o să vedem. În privința celor care vin și reclamă tratament, pentru că trebuie spus că menopauza înseamnă de cele mai multe ori o degradare biologică foarte evidentă la femeie. Carența de hormoni, estrogeni, după o perioadă de un an de zile se vede. Și atunci, de-a lungul timpului, s-au imaginat tot felul de tratamente care încearcă să țină la același tonus femeia și după instalarea menopauzei. În prima fază, prin anii 90 a fost foarte la modă tratamentul de substituție hormonală cu estrogeni, care, într-adevăr, prelungește și ciclurile menstruale, pot fi prelungite, ceea ce pentru unele femei contează foarte mult, sau pur și simplu un tratament de substituție care să nu provoace sângerări ciclice menstruale, dar să compenseze carența de estrogen și de efectele acestei carențe. Entuziasmul inițial, care prevenea și bolile cardiovasculare și toate celelalte modificări induse de menopauză,
a fost stopat foarte mult după o perioadă de ani, când s-a constatat că această terapie nu este chiar lipsită de riscuri. Riscurile majore sunt legate de anumite localizări de cancer, în primul rând sân și ovar și endometru. Dezechilibrul sistemului de reglare în câmp energetic al corpului, neplăcerile pe care le provoacă și metodele medicinei energoinformaționale de readucere a organismului în bioritmul din care a ieșit, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! În medicina complementară, boala își are originea în dereglarea energetică a organismului. Este vorba de apariția unui dezechilibru în sistemul de reglare a funcțiilor, organelor și sistemelor din corp. Un dezechilibru care, odată ce se extinde, provoacă o întreagă cohortă de neplăceri. De la stări neplăcute, aparent fără o cauză patologică, la boala în sine, însemnând afectarea în plan material a organelor și sistemelor. O să vedem astăzi cum identifică medicina energoinformațională dereglările care apar în câmpul energetic al corpului și ce metode aplică pentru a readuce organismul în bioritmul din care a ieșit, explică terapeutul Florica Munteanu, homeopat, nutriționist, specialist în biorezonanță. Ce probleme de sănătate aveți? Multiple. Cu ficatul. Puține probleme la inimă și cu sistemul imunitar în general. În primul rând, ca orice blocaj, înseamnă că circulația pe meridianele energetice nu poate să curgă așa armonios cum ar trebui să curgă. Eu mereu dau asemănări, să ne închipuim într-un oraș unde străzile sunt blocate, circulația este și ea blocată și toată lumea începe să se streseze. Toate celulele corpului depind una de alta. Fiecare celulă a corpului are informația, știe ce face cealaltă celulă a corpului, energetic. Deci tot ce voi spune din punct de vedere energetic. În momentul în care există blocaj, normal că nu mai există coerență, celulele corpului nu mai vorbesc între ele, în ghilimele. Cauzele care determină blocajele energetice, poate să le și dezvolt puțin, ar fi alimentația, stresul, anumite metale grele pot provoca și o medicamentație abuzivă și o încărcare cu toxine a țesutului organului unde există blocajul. Blocajul energetic în organism nu se simte întotdeauna și este chiar un noroc dacă s-ar simți imediat, se produce o acumulare care s-a adunat din diferite blocaje, însă și îmbătrânirea se produce, practic, nu pentru că s-a terminat seva, ci îmbătrânirea se produce datorită unor blocaje care încep să se adune în corp. Blocaje, am spus, nemulțumiri, boli, medicamente, toate astea împreună se adună și produc blocaje energetice și atunci, într-un fel sau altul, un organ la un moment dat cedează și pur și simplu ne epuizăm, să spun așa. Blocajul în sistemul de reglare a energiei organismului nu ține cont de vârstă. Apare la adult, dar și la copil, la vârstnic și chiar la bebeluși. Avem foarte de situații în care avem copii blocați energetic. În deblocare nu cresc, nu mănâncă, nu sunt atenți, le lipsește concentrația, sunt foarte agresivi sau sunt foarte irascibili. Da. Nu dorm bine, copiii destul, și des, curios, foarte des găsim și acești copii au avut viermișori, lambli, viermișori, în funcție de ce găsim și de multe ori nu mai găsim parazitul respectiv, dar în schimb găsim o informație lăsată de parazitul respectiv. În medicina complementară, informația pe care o lasă în organism virusul, bacteria sau parazitul este considerată mai periculoasă decât boala în sine. Revenind însă la cauzele care provoacă dereglările energetice în organism, să vedem ce rol are alimentația.
Din perspectiva medicinei energoinformaționale, alimentația nesănătoasă introduce în organism molecule cu o anumită vibrație energetică, având ca efect dereglări și chiar blocaje. Blocajul energetic întâi produce debrusolarea, după care dereglează organul care este cel mai afectat și după care se pot ajunge să deschidă un drum spre oricare problemă de sănătate pot să apară. Fiecare om are noxele lui toxice mai mult sau mai puține. Efectele stresului sunt considerate la fel de nocive pentru câmpul energetic al corpului. Este interesant de văzut cum diagnosticarea energetică realizată cu ajutorul computerului evidențiază efectele stresului asupra organismului. Stresul poate fi reglat, poate fi măsurat. Un om care ia hotărârile rapid, care stă în fața hotărârilor luate, le-a acceptat, merge mai departe, că-s bune, că sunt rele. Este un om echilibrat, este în general un om împăcat cu lumea exterioară, în armonie, mai bine zis, cu lumea exterioară și cu lumea lui interioară. Cu alte cuvinte, este un om pe val, le ia așa cum vin lucrurile. Stresul ne poate cauza cele mai multe probleme și nu totdeauna este luată problema stresului în organism, stresul energetic, luată poate chiar în serios. Medicina clasică acest aspect nici nu-l ia în considerare. Noi considerăm omul ca un sistem biologic multidimensional. Odată identificată dereglarea sau stabilit blocajul, pacientul intră în prima ședință de terapie, iar efectele pot fi constatate la scurt timp. Deja până la următoarea terapie la care este programat pacientul, el este deja într-o fază de ordonare energetică sau de o resetare energetică în organism. Totul pare foarte complicat. Este o emisiune de informare, dar nu este nimic dureros. Nu se dau medicamente, nu se radiază, nu se curentează. Lucrăm absolut numai pe baza informației pe care ne-o livrează pacientul. O stare de bine. Stările de disconfort, de oboseală psihică, fizică, au dispărut. Și atunci îmi dă o stare de bine, de mă scol, poate, mai fericită. În medicina energoinformațională, terapiile sunt personalizate conform informației energetice pe care o livrează către computer fiecare pacient în parte și conform capacității organismului de a prelucra informația pe care o redă aparatul corpului. Terapiile sunt stabilite însă după un protocol bine definit. S-a făcut diagnosticarea energetică, după care pacientul vine la terapie. Terapia în sine, încă din prima ședință, de foarte mare importanță este sistemul neurovegetativ. Și la noi, în prima ședință, chiar dacă pacientul, deci sunt posibilități să te duci cu o problemă acută, îți vine pacientul cu o lomboșceatică, să dau un exemplu, sau îți vine cu o durere de stomac foarte mare, normal că trebuie să-i calmezi durerea respectivă, dar totuși avem un sistem de lucru, avem o schemă de lucru, dacă vreți așa, pentru că, am spus și înainte, noi privim organismul ca un biosistem care trebuie privit multidimensional, iar sistemul neurovegetativ, care este cel care ia informația de la organe și o duce mai departe, dacă nu este luat în prima terapie, n-ai cum să progresezi în terapie. Deci sistemul neurovegetativ intră implicit și e obligatoriu după măsurătoarea energetică. Noi măsurăm energetic, aparatul ne arată valorile energetice, energia de funcționare a organismului, dar în același timp ne deschide și drumul spre câmpul informațional al corpului. În terapie se lucrează și pe câmpul bactericid, dar și pe ficat și pe tiroidă, pe sistemul digestiv și pe aparatul renal. De asemenea, se acționează asupra blocajelor provocate de diverse leziuni. Chiar și o cicatrice, chiar astăzi discutând cu un pacient și avea niște dureri destul de mari în zona umerilor, el avea o cicatrice că a avut un accident. Noi trebuie să neutralizăm cicatricea respectivă, sunt programe prin care neutralizăm cicatricea.
Pacientul care apelează la medicina energoinformațională parcurge etapele specifice, însemnând diagnosticarea energetică și terapia, dar beneficiază și de recomandări privind îmbunătățirea stilului de viață. Chiar și la diagnosticarea energetică, deja se îndreaptă discuția spre un comportament pe care poate ar trebui să-l adopte sau să măcar să-l accepte că ar trebui să gândească la acest aspect. Am văzut la televizor pe doamna Munteanu. Mi-a inspirat mare, mare încredere. A mai fost și o soră de-a mea și s-a simțit foarte, foarte bine. Și atunci, de ce nu? Și mă simt foarte bine. Sunt deja la a treia ședință și mergem mult spre bine. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regumed din München. Terapiile sunt aplicate într-o gamă extrem de largă de afecțiuni, inclusiv pentru reglarea energetică a organismului. De asemenea, sunt aplicate terapii antifumat. Corpul nostru, am spus, este un sistem biologic, funcționează pe mai multe etaje. Etajul energetic este partea noastră forte, dar intervenim și pe etajul chimic, intervenim și pe etajul mecanic, în care știm că medicina clasică face acele röntgen sau diferite analize prin care văd dacă oasele sunt rupte sau în ce fază sunt. Avem programe prin care putem interveni. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbătă viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!